Bine ați venit la cursul de formare spirituală și cateheză al Bisericii Baptiste Stranța și Har din Londra, Mare Britanie. Sunt Teofil Harry, pastorul fondator al acestei biserici. Această serie de cursuri se numește Descoperiri, și primul curs sau Descoperiri 1 oferă o introducere în învățăturile de bază ale credinței creștine. Lecția 5. -a, numită Să descoperim gravitatea păcatului. Își propune să vă ajute să înțelegeți seriozitatea păcatului, să înțelegeți sfera de influență a acestuia și nevoia imperioasă de iertare și curățire prin Isus Hristos. Pe tot parcursul acestui curs, vă rugăm să completați spațiile lăsate libere din caietul de studiu, dar, de asemenea, vă rugăm să scrieți răspunsul detaliat la întrebările de la sfârșitul fiecarei lecții. Consecințele păcatului. Păcatul are consecințe. Efectele sale se răsfrâng asupra relației păcătosului cu Dumnezeu, cu semenii săi, dar păcatul îl afectează și pe cel păcătos în mod personal. Păcatul afectează relația cu Dumnezeu. Păcatul aduce o schimbare în relația pe care omul o are cu Dumnezeu, Creatorul Său. Aceasta a fost adevărat în cazul primelor oameni care au păcătuit și este adevărat pentru orice om care păcătuiește. Și aici avem mai multe urmări a păcatului. Prima urmare a păcatului este disgrația divină. Dumnezeu a arătat în mod clar că El nu poate tolera păcatul. Este specific naturii Lui sfinte și perfecte să se opună categoric oricăror acțiuni sau atitudini păcătoase. Așadar, atunci când ne lăsăm prinși în astfel de acțiuni, ne mutăm automat pe teritoriul dezgrației lui Dumnezeu. Lui Adam și Evei li s-a interzis să consume fructul pomului cunoștinței binelui și răului. De la bun început au știut care va fi răspunsul lui Dumnezeu în cazul în care ei vor mânca din fructele acestui pom. Dar au ales să devină dușmanii lui Dumnezeu și să intre astfel în sfera dezaprobării lui condamnatoare. Vechiul Testament îi descrie adeseori ca dușmani ai lui Dumnezeu pe cei care păcătuiesc și încalcă legea lui. Cu toate acestea, Biblia vorbește foarte rar despre Dumnezeu ca dușman al păcătoșilor. Rare ori se spune despre Dumnezeu că îi urăște pe cei răi. Este însă un lucru obișnuit ca vechiul testament să vorbească despre mânia lui Dumnezeu față de ei. Mânia lui Dumnezeu nu trebuie considerată o furie sau o ură personală scăpată de sub control, spontană. Mai degrabă, ea este ceva de genul unei indignări îndreptățite, juste. De asemenea, nu trebuie să ne imaginăm mânia lui Dumnezeu ca ceva excesiv de emoțional. Dumnezeu este capabil să exercite răbdare și îndelungă răbdare și o face de fiecare dată. Astfel, mânia divină este întotdeauna ceva just și controlat. O altă urmare a păcatului vina. Vina reprezintă acel verdict obiectiv, dat în cazul cuiva care, prin acte sau atitudini păcătoase, a zădărnicit intenția lui Dumnezeu cu privire la sine, devenind astfel pasibil de pedeapsă. Conform Scripturii, vina este întotdeauna ceva obiectiv. Astăzi, cultura populară a subiectivizat noțiunea de vină prin concepte de genul mă simt sau nu mă simt vinovat. În Scriptură, însă, cel care comite păcat este declarat vinovat în mod obiectiv, indiferent de ceea ce simte el. Omul este vinovat și vinovăția impune pedeapsă. A treia urmare a păcatului, pedeapsa. Este important să stabilim natura și scopul fundamental al pedepsirii păcătosului de către Dumnezeu. Este pedepsirea omului înfăptuită pentru îndreptarea lui? pentru intimidarea lui sau este ea ceva retributiv, după faptă și răsplată? În gândirea ebraică a Vechiului Testament, pediapsa are, în multe cazuri, caracter de retribuție. În mod sigur, pedeapsa cu moartea nu avea la bază vreo intenție de reabilitare, ea fiind o pedeapsă finală și irreversibilă. Geneza 9 cu 6, dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om. Ideea de retribuție este redată prin termenul ebraic uh, nakam, tradus prin a răzbuna o nedreptate. Atunci când avem în vedere pedepsirea păcătoșilor de către Dumnezeu, termenul retribuție oferă o imagine mai bună decât termenul răzbunare. Ideea de retribuție se găsește în numeroase pasaje narrative din Vechiul Testament, de exemplu, potopul sau cazul Sodomei și al Gomorii. Potopul de ape sau ploaie de foc nu au fost trimise pentru a corecta sau reabilita păcătoșii, ci a reprezentat retribuția divină pentru păcatul lor. Ideea de justi justiție divină retributivă se găsește și în Noul Testament, accentul fiind aici pus pe judecata viitoare de la finele istoriei când toți păcătoșii vor fi judecați și condamnați după faptele lor. Pedeapsa are însă și intenția de a intimida sau de a avertiza pe cei păcătoși, un mijloc de a preîntâmpina adoptarea unui comportament similar în cazul altora. Din acest motiv, pedeapsa făcătorilor a fost adesea administrată în public. De exemplu, uciderea cu pietre a lui Acan și a familiei sale sau generația care a murit în pustie pe drumul spre țara promisă. Toți aceștia au fost dați morții în văzul tuturor, pentru ca nimeni să nu le urmeze exemplul de neascultare. De asemenea, în Noul Testament avem cazuri de disciplinare făcute în văzul întregii biserici, tocmai pentru a să evita repetarea respectivelor păcate. Există de asemenea un caracter disciplinar al pedepsei. Pedepsa este deseori administrată pentru a-l convinge pe păcătos de strâmbătatea căilor lui și pentru a-l întoarce de la ele. În Evrei 12:6 găsim afirmația că și Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. A patra urmare a păcatului, moartea. Realitatea morții, ca și consecința păcatului, este reliefată pentru prima dată în interdicția divină de a consuma fructele din pomul cunoștinței binelui și răului, dată lui Adam și Evei. În ziua în care vei mânca din pom, vei muri negreșit, Geneza 2 17 spune. Concluzia generală a Noului Testament este exprimată prin Pavel că își plată păcatului este moartea. Această moarte pe care toți o merităm din prișina păcatului mai are trei aspecte majore. Moartea fizică. Evreii 9 cu 27 afirmă oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Apostolul Pavel în Roman 5 cu 12 spune, pune moartea fizică pe seama păcatului original al lui Adam, ea este legată de căderea omului în păcat, intrând în lume odată cu blestemul pentru păcat, spune Geneza 3 cu 19. Apoi, moartea spirituală. Aceasta este legată de moartea fizică, dar diferită de ea. În ziua în care Adam și Eva au consumat din fructul oprit, ambii au murit din punct de vedere spiritual, chiar dacă fizic au continuat să trăiască. Moartea spirituală înseamnă separarea păcătosului de Dumnezeu, cel care, în calitate de ființă perfectă, sfântă, nu poate privi păcatul și nu poate tolera prezența păcatului. Păcatul are ca rezultat înstrăinarea de Dumnezeu, separarea de Creatorul său. Omul este profund afectat în esența ființei Lui, nemai putând fi ceea ce a fost creat să fie, Catare Omul este declarat mort din punct de vedere spiritual, deși este viu din punct de vedere fizic, de unde și metafora morților vii, folosită de apostolul Pavel în Efesen 2 cu 1 și 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară. Moartea spirituală are un aspect obiectiv. Dumnezeu, cel care l-a creat pe om, declarându-l mort. Și dacă în universul acesta contează părerea cuiva despre om, aceea este părerea lui Dumnezeu. Pe lângă aspectul obiectiv al morții spirituale, există un aspect subiectiv. Există numeroase locuri în Biblie în care se spune că omul separat de Hristos este mort în fără de lege și păcate. Asta înseamnă că, cel puțin în parte, sensibilitatea omului la problemele spirituale și capacitatea lui de a face lucruri bune sunt absente și puternic afectate. Al treilea tip de moarte. Moartea eternă este, într-un sens foarte real, extinderea și eternizarea stării de moarte spirituală. Așa cum viața eternă este diferită din punct de vedere calitativ de viața noastră actuală, diferită în sensul cel mai bun posibil, tot așa și moartea eternă sau separarea de Dumnezeu este diferită de moartea fizică, diferită în sensul cel mai rău posibil. La judecata din urmă. Persoanele care vor apărea în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu vor fi împărțite în două. Cei care vor fi judecați și socotiți drepți pe baza jertfei mântuitoare a lui Hristos vor fi trimiși în viața eternă. Cei care vor fi judecați și socotiți nedrepți vor fi trimiși în pedeapsa eternă, în Iazu, iadul de foc, unde ni se spune că va fi plânsul și scrâșnirea dinților în Matei 8,12. Păcatul de asemenea afectează relația cu semenii și are anumite urmări, cum ar fi competiția. De vreme ce păcatul îl face pe om egocentric, determinându-l să-și urmărească propriile lui interese, va exista inevitabil un conflict cu semenii săi. Ori de câte ori cineva câștigă, altcineva pierde și cel care pierde va fi măcinat de resentimente, în vreme ce cel care câștigă va avea temerea că cel care a pierdut va încerca să ia ceea ce acum îi aparține. Păcatul creează dezbinare, invidie și ură între oameni. Prin competitivitatea egoistă și acaparatoare. De aici și prăpăstile sociale a celor foarte bogați și a celor foarte săraci. O altă urmare a păcatului este incapacitatea de a simți cu alții. Datorită egocentrismului, ceea ce vrem noi să obținem sau să fim este atât de important încât nu ne putem pune în situația altora și nu putem observa nevoile lor. Suntem atât de focalizați pe noi înșine că nu mai vedem nevoile altora, așa că ne raportăm la semeni cu indiferență. O altă urmare a păcatului, respingerea autorității. De vreme ce ne găsim siguranța și fericirea în propriile posesiuni și realizări, orice autoritate poate avea un caracter amenințător. Trebuie să ne opunem unei asemenea autorități sau să o ignorăm, astfel încât să devenim liberi să facem orice vrem. Prima autoritate pe care o percepem ca amenințătoare este autoritatea lui Dumnezeu. Adevărul este că foarte mulți oameni nu se pocăiesc pentru că nu vor ca Dumnezeu să le controleze viața. Ei cred că dacă Dumnezeu va prelua controlul vieții lor, o astfel de viață va fi plictisitoare și lipsită de gust sau de bucurie. În mod similar, orice autoritate umană care se interpune între păcătos și dorința lui de a-și trăi viața după cum îi place, părinți, lege sau școală, este văzută ca o amenințare sau ca o incomodare. O altă urmare a păcatului, incapacitatea de a iubi. Omul păcătos este incapabil de iubire. Societatea de azi a falsificat în mod radical ideea de iubire, redefinind-o drept plăcerea egoistă pe care o obții spre binele și satisfacția ta. Conform scripturii, însă, iubirea nu este un sentiment, ci este decizia prin care te sacrifici pe tine însuți pentru binele și fericirea celuilalt. Conform Apostolului Pavel, dragostea este îndelung răbdătoare este plină de bunătate. Dragostea nu pezmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. În lumina acestor caracteristici, afirmația că omul păcătos nu este capabil de iubire nu mai pare atât de exagerată. Păcătosul este în mod fundamental egoist. Totul se învârte în jurul propriei persoane, în jurul nevoilor și plăcerilor lui. O altă consecință a păcatului: afectarea propriei persoane. Înrobirea. Păcatul repetat devine un obicei sau un viciu. Astfel, ca dependență, el devine o a doua natură a omului, parte din ființa umană căzută. Omul nu mai rezistă fără să comită din nou și din nou acel păcat, pentru că acum păcatul a devenit parte din natura lui. Mai mult, păcatul la păcat trage. Un păcat duce la alt păcat. Cain, după ce l-a omorât pe Abel, s-a simțit obligat să-l mintă pe Dumnezeu. Întrebat fiind unde este fratele, uneori este nevoie de un păcat mare pentru a acoperi un păcat mai mic. După ce a comis adulter, David, a găsit necesar să comită o crimă pentru a acoperi ceea ce a făcut. Și astfel, David a intrat într-o spirală descendentă fără ieșire, una care l-a consumat cu totul, până în momentul în care și-a recunoscut păcatul, pocăindu-se pentru el. Ascultați propria sa mărturie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, cărzi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usucă vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Concluzia? Păcatul creează dependență. Păcatul înrobește. Ceea ce unii oameni consideră că este libertatea de a păcătui sau libertatea față de restricțiile ascultării de voia lui Dumnezeu sau libertatea de a face ceea ce vreau, devine, de fapt, o înrobire din care omul nu mai poate ieși de unul singur. Păcatul acționează în mod mincinos fiind o capcană. În mod atrăgător, promite omului să-i ofere ceea ce nu are, pentru ca în realitate să ia și ceea ce are. O altă consecință a păcatului, fugă de realitate. Păcatul are ca rezultat lipsa dorinței de a ne confrunta cu realitatea. Atunci când trăim în păcat, ne este incomod să stăm față în față cu noi înșine sau cu cei care ne confruntă cu adevărul. Aspectele întunecate ale vieții noastre și mai ales consecințele păcatului nostru sunt de cele mai multe ori păstrate în ascuns. Scriptura ne spune însă că mai devreme sau mai târziu fiecare păcat al nostru va fi dat în vileag. Astfel, fugă de realitate sau încercările de a ascunde sau mușamaliza păcatul sunt inutile. O altă consecință a păcatului este negarea păcatului. Există diferite modalități de negare a păcatului. El poate fi redenumit astfel încât să nu se admită faptul că este păcat. Poate fi considerat drept ceva care ține de o boală, de ignoranță sau de neacomodarea socială. O altă modalitate de negare a păcatului include recunoașterea răului făcut, numai că recunoașterea aceasta este imediat urmată de refuzul de a asuma răspunderea pentru răul făcut. Am greșit. Dar alții sunt de vină pentru aceasta. Mutarea vine de factori externi, depravarea tuturor, copilăria nefericită, nedreptatea socială, este o metodă larg folosită de negare sau justificare a păcatului. Negarea păcatului nu este și nu a fost niciodată o soluție acceptabilă în ochii lui Dumnezeu. O altă consecință a păcatului, auto-înșelarea. auto, -nșelarea. auto -nșelarea este una din problemele de bază atunci când ne tăgăduim păcatul. Încercăm să ne justificăm păcatul sau să-i atenuăm gravitatea prin compararea cu alții. Încercăm să ne liniștim spunându-ne că alții sunt mai răi decât noi. Singura problemă este însă că Dumnezeu nu ne evaluează după standardele de viață ale altora, ci după propria sa sfințenie și perfecțiune. O altă consecință a păcatului: egocentrismul. În multe privințe, păcatul este o întoarcere spre sine. Lucru care este întărit prin practică. Afirma mai devreme că esența păcatului este egocentrismul. Omul devine centru propriei sale vieți. O astfel de viață este însă dureros de nefericită și neîmplinită. O altă consecință a păcatului neastâmpărul. Păcătosul nu are nici liniște sufletească, nici satisfacție. El crede că dacă va comite anumite păcate, Va avea parte de fericire sau de împlinire. Există, însă, un anumit nesat de a păcătui. Niciodată, însă, nu are loc o satisfacție totală. E ca și cum ai bea apă sărată într-un deșert, pe vreme toridă. Păcatul nu împlinește, nu satisface, în schimb, chinuie, epuizează, consumă liniștea, pacea și fericirea omului. O altă consecință a păcatului: suferința. Păcatul întotdeauna, dar absolut întotdeauna, va produce suferință. Chiar dacă la început păcatul pare ceva atractiv, nevinovat sau chiar satisfăcător, în final el cauzează durere. Atunci când a dat interdicțiile de a nu păcătui, Dumnezeu nu acționa ca un tiran aspru care este împotriva bucuriei sau a împlinirii oamenilor. Din potrivă, Dumnezeu acționa ca un tată a tot iubitor care vrea să-și scutească copiii de suferință. Atunci când îi spune păcătosului nu păcătui sau oprește-te să faci asta, Dumnezeu îi spune de fapt nu-ți mai fără o singur, nu te mai răni. Remediul păcatului. Păcatul a afectat întreaga omenire, pe fiecare om în parte. Mai mult, Păcatul a afectat întregul om, fiecare aspect și fiecare latură a vieții sale. Păcatul l-a atras pe om într-o cursă, promițându-i totul fără a vrea nimic în schimb, pentru ca, de fapt, să îi ia totul, fără să ofere nimic din cele promise. Păcătuind, omul a atras asupra lui mânia lui Dumnezeu, ura semenilor, durerea, neîmplinirea și nefericirea personală. Păcatul l-a adus pe om într-o condiție mizerabilă, din care omul încearcă cu disperare să iasă. Tragedia însă este aceea că omul nu va putea niciodată să iasă de unul singur din această stare. Păcatul l-a dus pe om la moarte spirituală, lipsindu-l de orice putere și chiar de voința de a se ridica din mizerie. Prin sine însuși, omul este total pierdut. Situația sa din prezent este disperată, iar perspectiva sa de viitor este terifiantă. O viață de chin relativ aici, pe pământ, și una de chin absolut și etern acolo în iadul de foc. Într-un asemenea tablou întunecat se zărește o rază de lumină a harului, bunătății și iubirii nemărginite a lui Dumnezeu. Când omul era căzut în păcat, Colitor de Dumnezeu, mor din punct de vedere spiritual, zbătându-se în, pro, în, în propria mizerie și trăind nefericirea propriilor decizii distrugătoare? Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră pe Isus Hristos, singurul său fiu, ca să moară pe o cruce pentru păcatele fiecăruia dintre noi. Isus Hristos, prin jertfa lui de la cruce, este remediul lui Dumnezeu la problema uriașă a păcatului omenirii tot ceea ce trebuie să facă omul înrobit și zdrobit de păcate este să vină la crucea lui Isus Hristos cu toate mizeriile și păcatele din viața sa și să-și recunoască acele păcate, să-și ceară iertare pentru ele, apoi să accepte prin credință iertare de păcate și să primească prin Duhul Sfânt nașterea la o viață nouă, o viață sfântă și nemuritoare pe care Isus i-a asigurat-o prin moartea și în vierea sa. Amin. Cam atât pentru moment, despre păcat și nevoia de iertare. Vă rog să luați o pauză de 10 minute și să răspundeți la întrebările din caietul vostru. Apoi, după ce ați scris răspunsul, discutați cu cei din grupul vostru atât răspunsurile, cât și ceva impresionat din ce ați auzit în lecția aceasta. Mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze. n-ai fi tu în mine Cu harul tău nemărcinit Aș fi un bulgăre Aș fi un bulgăre de gheață Un chip de umă fără viață fost încă învăluit în ceață. Și o noapte, Și o noapte fără dimineața, aș fi un far fără lumină. Stivul de nisipuri plină te odihnă cu șerp și scorpi ce venină aș fi o albie aș fi o albie uscată pe unde a fost unul odată o fuză smulsă și

spune lui seara asta, tu ești a vieții bogăție. Tu mi ești. Comoara harurilor vie. Ce mă inundă. Eu n-aș știa ce Eu n-aș știa ce Vieții mii și mii de fețe. Și, și n-aș fi cunoscut iubire. Fi un fiora și frumusețe. De n-ai fi fost tu bunătatea n ai fi fost tu Purătate Începătorule A toate Cu tare Și minate Ce totul vrea Și totul poate Tu m-ai suit în slăb Tu mai ai suit

saraste sou sesunte su printine sha cum shinveacu care vine sha cum